genul programului Pamflet. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Cătălina Solovăstru, alături de mine, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai venit! Bună, Cătălina, bine m-a regăsit! Se pare că planurile, cel puțin așa arată, vom avea o nouă centrală termică la sfârșitul anului, una funcțională, complet funcțională și pe gaz și pe biomasă. Cel puțin așa arată ceea ce își propun cei de la Dream Invest. Băi, centrala asta, din câte știu, trebuia să fie gata mai demult, că e contractul semnat cu Dream Invest mai demult. Au fost mai multe termene de începere și de terminare a lucrărilor. Acum Dream Invest a anunțat că va începe lucrările la centrală. Probabil că le-a început, că a trimis comunicatul de presă duminică, azi e marți, probabil că a început de ieri, ca să meargă bine. De luni or fi început de lucrările și dacă merge cineva acolo, poate că o să vadă un excavator zgrențănând prin zona respectivă. Însă eu ce vreau să spun, nu mi se pare normal ca o companie care vine la Suceava, de oriunde ar fi compania asta și oriunde ar veni ea, să facă un lucru atât de important, să comunice începerea unor lucrări foarte importante pentru comunitate, transmițând un comunicat de presă. Adică mie mi s-ar fi părut normal ca domnul patron... Cu tăiere de panglică la început de lucrări, nu? Nu cu tăiere de panglică. Domnul patron, investitorul strategic sau ce este el, să vină la Suceava să organizeze o conferință de presă în care să răspundă, să dea detalii referitoare la acest contract și să răspundă tuturor întrebărilor presei care reprezintă populația, pentru că presa, mă văd nevoie să repet a mea oară, presa nu ia răspunsurile și le pune în buzunar, le dă mai departe la cetățeni. Cetățenii Sucevei sunt îngrijorați în legătură cu ceea ce se întâmplă în ceea ce privește termoficarea municipiului Suceava. Acum sunt probleme mari cu termica. Se va închide termica. Se întreabă ce se va întâmpla la iarnă. Nu trimiți tu un comunicat de presă că ești mare sculă pe basculă și noi citim ca fraierii, eu la radio, tu la televizor, dăm comunicatul lui Bordea sau cum îl cheam pe domnul patron și al lui marea firma Dream Invest. Vină la Suceava și spune, măi, firma Dream Invest, de ce ai început lucrările cu întârziere? De unde ai avut tu bani să începi lucrările? Ce bancă ți-a dat până la urmă împrumutul? Că centrala asta costă vreo 50 de milioane de euro cel puțin. Cu ce ai girat? Cine ți-a dat banii pentru această investiție? Cine și cel vine, mai important... Dacă vine la un moment dat să ceară socoteală, de unde o să fie, nu? Da. Vin recuperatorii la momentul ăla mascați. Și cel mai important, cu cât dai tu gigacaloria? Eu văd în comunicatul de presă că 1.800.000, că așa ai convenit cu primăria Suceava să dai în următorii 5 ani sau cât e acolo. Da, e pentru 5 ani, cred, prevederea aceasta. Dar explică-mi tu pe firmă iarnă, particulară. Pe timp de vară, da. Am văzut că prețurile sunt complet altele. Altele. Dar vină tu și îmi explică tu compania Dream Invest, care e împrumut de la bancă milioane de euro, să faci o investiție atât de importantă. Și explică-mi tu cum vinzi gigacaloria atât de ieftin. Vine și mi-explică lucrul ăsta. Când gazul metan e atât de scump. Eu cred că niciodată nu o să poată să explice compania Dream Invest. De-aia trimite comunicate de presă la fraierii din presa din Suceava și fraierii, adică noi, repetăm ca papagalii ce scrie acolo în comunicatul de presă. Nu! Compania Dream Invest este obligată să vină la Suceava. Aia, Cătălina, e ca și cum o firmă de pufuleți care vrea să pătrundă prin, la Suceava, pe piața din Suceava, trimite un comunicat de presă. Nu-l bagă nimeni în seamă. Dacă firma de pufuleți vrea să se facă cunoscută, face o conferință de presă, își face niște spoturi publicitare și le dă. Când o și aici, degustare de pufuleți? O degustare de pufuleți. Aici o degustare de gigacalorie? E cam dificil. Nu, adică să comunici că este vorba despre o societate comercială care vrea să vândă ceva în Suceava. Dacă noi aici începem o campanie și eu chiar aș fi de acord cu astfel de campanie atâta timp cât Dream-ul tace din gură, o campanie prin care să le spunem sucevenilor că spre binele lor ar fi bine să se debranșeze de la rețeaua centralizată. Pentru că mai devreme sau mai târziu vor plăti gigacaloria cât nu face. Și că cel mai bine ar fi acum să se debranșeze și să-și pună centrală termică, pentru că firma Dream Invest este neserioasă
și minte în ceea ce privește prețul cu care va vine gigacaloria. Bine, asta e prins într-un contract. 5 ani de zile nu s-a aibă ce face și poftim, va trebui să respecte contractul. Sau apelează la acte adiționale. Ce Cătălina, se hai să o lăsăm cu contractele. Sunt contracte făcute în lumea asta care se încalcă. Au fost contracte în România făcute pentru autostradă cu Bechtelul în vestul țării. A luat Bechtelul miliarde de euro din România și a făcut 50 de kilometri de autostradă. Ce s-a întâmplat? Au fost contracte post-privatizare făcute pentru toate întreprinderile din zona industrială a Sucevei. Întreprinderile sunt Oale și Ulcele vândute la Fier Vechi. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. De ce acest contract cu Adremu să cred eu că va fi respectat? Eu nu cred că va fi respectat. Adremu, dacă vrea să vândă în Suceava energie termică, să vină să explice, să explice cum face. Dacă nu, trebuie o campanie prin care sucevenii să se debranșeze și dacă sucevenii se debranșează de la rețeaua, de la oala comună, o să stea Adremu Invest pe marginea șanțului și o să cânte la frunză. Asta o să facă. Da, sunt foarte mulți suceveni care nu cred că le-ar conveni să se debranșeze pentru că la furnizorul de gaz metan privat și care deține monopol, e vorba despre Ion Energie, acolo dacă nu plătești factura, îți taie gazul. Așa, la un sistem centralizat, o mai duci un an, Cătălina, doi, trei, cu dar tu crezi că o companie care face împrumut din bancă, cum e Adremu Invest, bagă milioane de euro, tu crezi că ea nu vor sta toată ziua la ușă și cum n-ai plătit a doua zi te taie? E și primăria la mijloc, cine știe cum care o să medieze problema. Nu o să medieze. Vorbim despre bani privați și unde sunt bani privați cu împrumut din bancă, ăla n-are cum să facă nicio concesie pentru că nu poate că intră în faliment. De aceea sunt foarte multe semne de întrebare cu această companie Adremu Invest care n-are bunul simț să comunice așa cum trebuie, de parcă noi, fraierii de la Suceava, suntem obligați să înghițim toate găluștile lor de șmecheri de la București. Fiind singurii care și-au oferit disponibilitatea să vină să construiască așa ceva la Suceava, mulți probabil care ne ascultă acum ar spune să fim bucuroși că a venit aia. Extraordinar, dar să nu vină, să vină altcineva. N-am înțeles, dar ce trebuie să stăm în genunchi că vine Adremu Invest, să vină să comunice cum vând ei gigacalorii așa ieftin. Mulțumesc pentru prezența la comentariul zilei. Încheiem aici, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Toate cele bune!